Salut! Eu sunt Ștefan și tu ești la Finanțe Personale. Astăzi încep o serie nouă pe canal, o serie care se numește Bugetul Personal. Este o serie pentru care vom avea articole pe blogul finanțepersonale.ro și videouri pe canalul acesta de YouTube. Dacă nu te-ai abonat la acest canal încă, îți sugerez să o faci ca să fii la curent cu acest experiment, dar și cu alte videouri legate de administrarea banilor, crearea de bugete, investiții și finanțe personale în general. Seria Bugetul Personal îl urmărește pe unul din membrii comunității finanțe personale, Mihai, în drumul său spre o administrare mai bună a banilor. Îl cunosc pe Mihai de mai bine de un an. Ne-am întâlnit în comunitate și discutăm destul de des. Discuțiile noastre se învârt în jurul investițiilor, optimizarea de cheltuieli, dar și viață personală. El are în jur de 30 de ani, este căsătorit și are un copil. Pe lângă acești membri, în familie mai este și un câine de talie mare. Pentru că începe o nouă experiență, adică un an nou și un nou loc de muncă, Mihai s-a hotărât să facă pasul spre un buget de succes și să-și administreze mai bine banii. Am avut o discuție despre bugetul actual cu Mihai. Discuție pe care o puteți citi integral pe Finanțe În cazul în care vă interesează, am să las linkul articolului în descrierea acestui clip. Din această discuție a reieșit faptul că Mihai a revenit urmare în familie. În prezent, 9500 de lei lunar. Venituri ce sunt sigure și în creștere. El începe experimentul cu un fond de urgență și un fond de siguranță. Complet asigurate. Ținta lui actuală este să economisească 40% din veniturile familiei în timp ce duce un trai mulțumitor. Experimentul se va desfășura pe mai multe luni, luni în care îl vom urmări pas cu pas pe Mihai și vom vedea care este evoluția lui, ce reușește să facă bine și unde mai este de lucru. În primele două luni, Mihai a hotărât să cheltuiască banii așa cum face de obicei dar să le țină și evidența. Face asta pentru a stabili nivelul de la care pleacă în această călătorie și pentru a înțelege ce trebuie să îmbunătățească. Motivul pentru care a ales două luni este că își dorește să aibă de-a face și cu cheltuieli care nu se plătesc lunar. După aceste două luni vor urma două luni de cheltuieli optimizate. În ele vom încerca să reducem anumite cheltuieli și vom elimina ceea ce este inutil. După cele patru luni de experimente vom trage linie și vom vedea cum continuăm. Pentru început l-am rugat pe Mihai să ne spună cum consideră el, înainte să înceapă experimentul, că se va descurca cu bugetul în aceste două luni. Mai exact, l-am rugat să împărțim pe categorii cheltuielile sale și să vedem unde și cât cheltuie. Vom avea deci o simulare de buget pentru început. Trebuie să ținem cont că acest buget este este o simulare și nu un buget real. El este tocmai motivul pentru care Mihai s-a hotărât să ține evidența cheltuielilor pentru început. Diferența dintre acest buget simulat și unul real cheltuit îl vom vedea după prima lună de experiment. Haideți să vedem împreună care sunt categoriile și cum consideră Mihai că sunt veniturile și cheltuielile pe care le are în prezent. Veniturile sunt reprezentate de două salarii, ele sunt considerate venituri foarte stabile și chiar în creștere. Mihai se așteaptă ca în scurt timp veniturile salariale să se mărească. Vom vedea atunci ce impact are acest lucru în bugetul lui. În prezent, la partea de venituri am trecut și chiriile, investițiile și tradingul. Mihai are o investiție imobiliară care în prezent se amortizează și nu dorește să ia în considerare acest venit. În maxim 3 luni de zile, investiția va fi amortizată și cheria pe care o primește va fi considerată ca fiind parte din venitul familiei. O vom adăuga la venituri în acel moment. În timpul liber, Mihai se ocupă cu trading-ul de acțiuni. Are un cont pe care îl administrează, dar din care nu face bani pentru veniturile familiei. Toate profiturile din cont sunt lăsate acolo pentru a mări contul și pentru a tranzacționa pe viitor. Am trecut categoria aceasta la venituri cu suma 0 și vom modifica când și dacă Mihai va folosi sume din acel cont pentru venitul familiei. Pe lângă aceste categorii, avem și o categorie numită investiții. În prezent, Mihai nu face investiții la bursă, dar are de gând ca după ce atinge ținta de 40% economii din venitul activ, să folosească acele economii pentru investiții. Am adăugat această rubrică la categoria venituri pentru a o avea în vedere pentru viitor. O parte mult mai interesantă decât veniturile care sunt sigure, relativ constante și cunoscute în prezent, o reprezintă partea de cheltuieli. Așa cum am spus, aceste cheltuieli sunt aproximări pe care Mihai le consideră apropiate de realitate. O să vedem în curând cât de aproape sau cât de departe de realitate sunt aceste aproximări și care sunt adevăratele sume. Pentru momentul actual am împărțit cheltuielile în câteva categorii mari. Am considerat în primul rând ratele pe care Mihai le are lunar. Rata la un credit ipotecar și un credit de nevoi personale, cheltuielile cu hipermarketul, cheltuielile cu copilul, o categorie pentru alte cheltuieli, țigările, utilitățile, cheltuielile pentru câine, sănătate, transport și îngrijire personală. Diferența dintre venituri și aceste cheltuieli le-am considerat ca fiind economii. Încă din start se întâmplă un lucru spectaculos. În bugetul actual Mihai are teoretic economii de 850 de lei. În realitate aceste economii nu se regăsesc neapărat în conturi. În continuare, Haideți să vedem la cât sunt estimate aceste cheltuieli. Pe lângă prezentarea cifrelor pe care Mihai mi le-a dat, voi face și câteva remarci personale asupra acestor categorii de cheltuieli. Am ales să prezint cheltuielile în ordine descrescătoare, de la cea mai mare către cea mai mică dintre ele. Prima astfel de cheltuială o reprezintă ratele pe care Mihai le are de plătit. Acesta reprezintă 22% din veniturile actuale și sunt ca valoare 2100 de RON. Pentru că este vorba de două rate lunare, îmi imaginez că suma este corectă și Că Mihai știe cât are de plătit pentru acestea în fiecare lună. Totuși, trebuie să remarc că este cea mai mare cheltuială a lui. Pentru finanțe personale de succes, această cheltuială trebuie redusă, nu neapărat ca valoare, ci ca procent în veniturile totale. Putem face asta prin micșorarea ratelor pe care Mihai le are de plătit sau prin mărirea venitului familiei. Această cheltuială este formată din două rate. Una pentru creditul ipotecar luat pentru apartamentul în care stă familia. 1400 de ron și una pentru un credit de nevoi personale, 700 de ron. Dacă aș fi în locul lui Mihai, m-aș concentra pe plata în avans a creditului de nevoi personale. Din câte știu, el este făcut până în 2023 și din discuțiile pe care le-am avut, a reieșit că Mihai are de gând să se concentreze pe terminarea lui cât mai repede. Terminarea acestui credit de nevoi personale ar trebui să elibereze lui Mihai o sumă importantă din buget. Cea de-a doua mare cheltuială pentru familie sunt cumpărăturile de la supermarket. Mihai estimează că plătește în medie 2000 de lei în fiecare lună în acest tip de magazine. Din păcate, nu am putut să despărțim aici cheltuielile alimentare de alte cheltuieli nealimentare pe care familia le face la supermarket, dar vom avea această împărțire în bugetul lunar ce se conturează pentru luna ianuarie. În prezent, trebuie să ne mulțumim cu această categorie puțin mai generică. Supermarketul este estimat în buget la 2000 de lei lunar. Personal, cred că este foarte mult sub estimat această categorie, suma reală fiind mult mai mare. Sunt curios dacă și cu cât se înșală Mihai în această estimare. Dacă ținem cont că familia nu folosește alte magazine și nici piețe clasice și că pe lângă mâncare în acești bani intră și detergenți, scutece, și altele, nu m-ar mira ca suma să fie mai aproape de dublu față de estimarea lui Mihai. În această categorie am remarcat că se cheltuie cei mai mulți bani în toate bugetele personale pe care le-am văzut până acum. Din fericire, este o categorie care se poate îmbunătăți foarte mult, o categorie ce suferă schimbări dramatice. În momentul în care persoana ce face bugetul devine conștientă de suma încheltuită. Personal, nu cred că Mihai cheltuie doar atât la supermarket, dar. Cred că dacă își optimizează cheltuielile acolo, poate ajunge la o sumă apropiată de această sumă în viitor. A treia mare cheltuială în bugetul familiei sunt cheltuielile cu copilul. Mihai estimează 1000 de lei pentru aceste cheltuieli. Nu știu dacă suma e reală, vom vedea. Oricum, pentru aceste cheltuieli nu am niciun fel de comentariu de făcut. Consider că sumele cheltuite pentru copii sunt doar decizia familiei și oricât ar fi, dacă familia e împăcată cu această sumă, consider că este potrivită. O altă categorie foarte mare în buget este ceea ce Mihai a numit altele. Din păcate, această categorie are câteva probleme din punctul meu de vedere. În primul rând, nu ar trebui să existe o categorie care se numește altele. Ar trebui ca fiecare cheltuială să fie categorisită corect acolo unde este locul. Altele este doar un cuvânt care exprimă faptul că nu știm unde se duc banii. Este ok, asta vrem să aflăm, acesta este rolul acestui experiment. În al doilea rând, această categorie este a patra cea mai mare categorie în bugetul familiei. Este foarte mare ca valoare procentuală, 10,5% din venituri și este foarte mare și ca valoare efectivă, 1000 de roni. Părerea mea este că Mihai a pus în acest buget această categorie ca să aibă un refugiu pentru banii cheltuiți aiurea. Din fericire, după prima lună vom avea banii repartizați pe categoriile corecte și vom vedea exact ce înseamnă aceste altele și cum se pot ele optimiza. Următoarea categorie e foarte interesantă, este vorba de un viciu, țigările. Familia cheltuie 7,4% din veniturile ei pe un astfel de viciu. Nu consider că este rău să includem și partea de vicii în buget, atâta timp cât facem acele cheltuieli, ele trebuie incluse în buget, dar consider că 7,4% din veniturile lunare cheltuite pe un viciu lună de lună sunt exagerat de mult. Știu că țigările sunt un viciu de care este greu să scapi, este greu să te lași de fumat și unii oameni nici nu își doresc asta. Din fericire, Mihai își dorește să facă acest lucru și pentru pentru sănătatea lui, atât fizică, dar și financiară, cred că este un lucru minunat. Practic, plătește pe țigări cât plătește pe creditul de nevoi personale. 15% din bugetul lui sunt doar aceste două cheltuieli. Asta înseamnă că dacă s-ar lăsa de țigări, ar putea să termine mult, mult mai repede creditul de nevoi personale. Și dacă nu le ar avea pe niciuna dintre ele în buget, ar putea deja să facă pași importanti spre economisirea celor 40% pe care Mihai își dorește să economisească lunar. Utilitățile reprezintă următoarea cheltuială în bugetul lui Mihai. Consider aici suma corectă. Mihai are în buget 650 de lei pentru utilități. Pentru că locuiește într-un apartament de două camere dintr-un oraș mare din România, probabil că se încadrează cu întreținerea, gazul, curentul electric și alte utilități pe care le are în această sumă. Suma este destul de constantă și chiar poate scădea pe perioada verii, când probabil că întreținerea este mai mică decât iarna, dacă nu compensează cu aerul condiționat ce consumă curent electric. Cheltuielile reprezentate de câine sunt următoarea cheltuială în bugetul familiei. Un animal este minunat și, pentru că familia are și un copil mic, consider că prezența unui animal are potențialul de a ajuta inclusiv dezvoltarea pe mai multe planuri a familiei și a copilului. Cheltuielile cu câinele mi se par potrivite, dar Trebuie spus că am văzut și bugete care au considerabil mai multe cheltuieli pe acest plan, mai ales că este vorba de un câine de talie mare. Sunt curios dacă se va încadra familia în acest buget. Partea bună a acestei cheltuieli este că, în timp, este o cheltuială destul de previzibilă și cumva constantă. Familia se poate pregăti și bugeta constant astfel încât să aibă un rezultat bun și să nu influențeze scopul final al acestui experiment. Sănătatea reprezintă o sumă de 350 de lei lunar. Personal, mi se pare potrivit o astfel de sumă. Există cu siguranță posibilitatea de a cheltui mai puțin, dar și invers, mult mai mult. Cred că procentual 3,7% din venitul familiei pentru sănătate este o sumă acceptabilă care nu strică planurile pe termen lung. Sunt curios dacă în acești bani intră și abonamente medicale private sau doar diverse alte lucruri. Vom vedea acest amănunt în următorul video, video ce conține cheltuielile familiei pe o parte bună din luna ianuarie. Cheltuielile cu transportul sunt estimate de către Mihai la 300 de lei lunar. Știu din discuția pe care am avut-o că folosește o mașină veche de 10 ani în prezent. Asta mi se pare foarte bine. O mașină mai veche, care este într-o stare tehnică foarte bună, reușește să facă un lucru minunat pentru bugetul personal. Știu că sunt foarte mulți oameni, români, dar nu numai, care își cheltuie banii pe o mașină străină, nouă, puternică. Din păcate, o mașină este bunul cel mai scump, care se devalorizează rapid, pe care oamenii îl cumpără. Este extrem de important ca, pentru finanțe personale de succes, familia să nu își cheltuie banii astfel. Mihai a bugetat în aceste cheltuieli polița RCA, rovinieta, impozitul și o revizie anuală. Pentru că este vorba de o mașină mai veche, mă aștept să apară și câteva cheltuieli neprevăzute în această categorie. Din fericire, Mihai are deja un fond de urgență și unul de siguranță și, astfel, aceste cheltuieli nu vor reprezenta o problemă. În plus, cel mai Probabil nu vor fi nici foarte mari, pentru că mașina este în stare foarte bună, din cât am înțeles, și, pe măsură ce trec anii, există soluții mai ieftine pentru reparații și piese. Ultima categorie pe care Mihai a bugetat-o este cea de îngrijire personală. Știu că familia nu are cheltuieli cu saloane, frizerii și alte asemenea. În aceste condiții, cred că o cheltuială de 200 de lei pentru această categorie este potrivită. Mi se pare potrivită o astfel de sumă, inclusiv din punct de vedere procentual. În bugetul familiei există și o categorie care se numește economii. În prezent, Mihai a estimat această categorie la 850 de lei lunar sau 9% din veniturile lunare. În realitate, nu cred că există această categorie. Uneori, familia reușește să economisească, dar de cele mai multe ori nu. Alături de ratele pentru creditul ipotecar cheltuielile din categoria altele și cheltuiala lunară cu țigările, cred că această cheltuială este una care trebuie reglată și tratată corespunzător. Sunt sigur că vor exista oportunități de îmbunătățire a ratei de economisire. La modul cum arată bugetul lui Mihai în prezent, cred că cei 40% rată de economisire, care la veniturile actuale înseamnă 3800 de lei, sunt posibil de a fi atinși. Interesant va fi modul în care va fi atins această rată de economisire, pentru că dacă la 3000 de lei este destul de ușor pentru familie să ajungă după această sumă, cred că vor trebui impuse niște măsuri puțin mai dure. În concluzie, în acest video am văzut ce înseamnă proiectul bugetul personal, am făcut cunoștință cu Mihai și am început să cunoaștem modul în care își planifică bugetul. Dacă vreți să aflați mai multe despre Mihai și ce planuri are pentru viitor, puteți găsi informații detaliate în articolul de pe finanțe Articolul se află în descrierea acestui video. Eu sunt Ștefan și acesta a fost episodul 1 al bugetului personal. Până data viitoare, vă rog să vă abonați la canal, să-mi lăsați un coment și să-mi spuneți ce credeți că e bine și ce e rău în bugetul acestei familii. Nu uitați să le spuneți și prietenilor despre proiectul nostru. Spor!